În cele două zile ale festivalului de pe Valea Mureșului din Răstolița s-au perindat o multitudine de interpreți de muzică populară, ansambluri locale și rapsos populari. Cei mai așteptați au fost Aurel Tămaș și Ioan Bocșa, care au rupt ropote de aplauze din partea unei mulțimi de oameni impresionante. Trec și anii mei, cum trece floarea de pleite a orchestră, ca păi mere la Sigur la Silvo. N-am căciună, nici bureta, i-am beut cu mândra mea, n-am căciună, nici bureta, au existat și interpreți maghiari care s-au perindat pe scenă, cum ar fi Kilen Ilko sau Loți Betiar. Iris a fost trupa care a încheiat programul de sâmbătă. Mulți oameni care sunt amatori ai muzicii rock au avut ocazia să cânte alături de Cristi Minculescu. Atmosfera a fost într-adevăr una ideală pentru un festival de acest gen. Nu trebuie să uităm că duminică Pepe a încheiat programul. El a fost alături mereu de cei din public, a cântat ceea ce au dorit și să asculte fiecare și nu în ultimul rând mulți au dansat până au obosit. Fiecare interpret sau trupă prezentă a făcut atmosferă, i-a ridicat pe oameni în picioare, au cântat alături de ei și nu în ultimul rând le-au adus zâmbete pe chipurile tuturor participanților din acest an al festivalului de pe Valea Mureșului.